pentru a nu se mai repeta greșeala de anul trecut când crescătorilor de vaci li s-a acordat un avans din sprijinul cuplat calculat greșit, anul acesta APIA acordă eșalonat subvențiile. Astfel, primii beneficiari ai sprijinului financiar sunt crescătorii de oi și capre, urmând ca fermierii care dețin vaci să primească subvenții ulterior. La Buzău sunt în această situație 3800 de crescători de vaci. Prima pe exploatație pentru bovine, acolo unde noi avem peste 3800 de beneficiari, bovinele atât în sectorul carne cât și în sectorul lapte se, vor, se va acorda abia la plată regulară și sumele vor fi alocate din bugetul anului viitor. Totuși, începând cu 16 octombrie, crescătorii de vaci care exploatează și teren agricol au primit un avans de 70% din schemele de plată pe suprafață pe care le-au accesat. Am acordat plăți în avans doar pentru speciile ovine și caprine sprijin cu plac, ceea ce este finanțat din FEGA, Fondul European de Garantare. Anul trecut, suma alocată la nivel național pentru plata sprijinului cu plat pentru oi și capre a fost de 48,5 milioane de euro. Anul acesta, bugetul stabilit de Ministerul Agriculturii este de 56,1 milioane de euro, cu aproape 7 milioane de euro mai mult decât în 2017. Numai puțin adevărat este că și numărul ovinelor pentru care s-au solicitat subvenții a crescut la aproximativ 3 milioane de capete.